Frecvența gustului la Europa FM. Bună seara, într-o nouă seară de vineri, pe frecvența gustului și probabil, de ce nu, pe drumurile dinspre munte, înspre munte, pe drumurile de weekend, pentru că așa este bine românului într-o vineri seară să fie pornit la drum. M-aș bucura să fie așa, pentru că avem o emisiune specială, chiar dacă suntem în direct astă seară, dragii mei, am un invitat surpriză, un invitat, nu știu dacă mai este surpriză, dar este un invitat poate neașteptat, un specialist în mașini. L-am alături de mine pe Dan Vardie, pe care vreau să-l provoc să vorbească, culmea, despre mâncare. Ce să spun? Mâncarea este un lucru care ne place tuturor și nu trebuie să fii nici medic nutriționist, nici eu știu maestru bucătar ca să poți să vorbești despre mâncare. Mâncarea o percepem cu simțurile și o apreciem cu plăcerea și atunci suntem îndreptățiți cu toții să vorbim despre mâncare și să împărtășim experiențele noastre. Iar eu promit că în seara asta să nu vorbesc despre nutriție, ci mai degrabă să încerc să vă împărtășesc dragostea mea pentru mașini, nu știu dacă pentru mașini nu e bine spus, pentru șofat, da? Pentru mine mașina a devenit un prieten și un partener când vine vorba de relaxare, evadare și stare de bine. Așa că vreau să aduc și mașinile în discuție, nu doar mâncarea ne aduce plăcere, ci și mașinile. Bună seara, Dan, și îți mulțumesc că ești, iată, pe frecvența gustului la volan cu mine. Bună seara, Mihaela, bună seara European FM, cum vă spun eu la emisiunea mea. Cred că e pentru, nu mai mi-amintesc când a fost ultima dată, foarte mulți ani în urmă, când am calitate de invitat într-o emisiune la Europa FM, că de regulă ești gazdă. Și eu sunt gazdă. Și chestia asta e așa, un sentiment foarte special. Spuneam și mai devreme la intervenția noastră de la Radu că pur și simplu s-a născut această nebunie să facem împreună, cum am zis eu, șoc și groază. Mihaela vorbește de mașini și Dan vorbește de mâncare. Ce-o ieși de chestia exact, asta? Exact, fiecare poate să presupună ce vrea. Și cred că noi împreună putem să facem așa și discuții interesante, de-aia ne-am și hotărât să nu mai luăm niciun telefon în direct, pentru că am descoperit, oameni buni, că am foarte multe divergențe cu Mihaela. Ea zice niște lucruri și eu trebuie să îi spun altceva și probabil că dacă eu să vorbesc despre mâncare și ea o să mă corecteze. Și am zis că e bună ideea să încercă ce fiecare să vorbească despre ceea ce nu știe. Așa că eu cred că la mine e mai simplu, că să vorbești despre mâncare, toată lumea vorbește despre mâncare. Să văd la Mihaela cum o să fie să vorbească despre mașini. Mașini la plural, nu despre mașina care îți place ție. Da, e un lucru, nu știu dacă greșesc când spun, în momentul în care facem ceva cu plăcere, fără să vrem, cred eu, devenim profesioniști. Eu țin minte la un moment dat când am lucrat un an de zile să-mi configurez o mașină, ajunsesem să știu mai multe amănunte și detalii despre respectiva mașină decât știau angajații care lucrau la acel brand. Și asta nu pentru că mi-am propus, cum de multe ori râd, adică nu mi-am propus să fiu fanatică cu vreo mașină, însă în momentul în care intervine pasiunea, și cred că rațiunea deja nu mai are cu cine să stea de vorbă și lucrurile făcute cu pasiune nici nu te obosesc, nici nu îți umplu sufletul de bucurie și de la un punct încolo nu mai contează nici timpul, nici prețul, pentru că pasiunea va fi întotdeauna, te va răsplăti. Nu același lucru, din păcate, iată, pot să spun despre mâncarea cu pasiune sau pasiunea pe care noi o înțelegem când vine vorba de mâncare. Noi, ca români, înțelegem această pasiune pe cantitate. Și atunci de multe ori trăim cu această senzație că nu e bine să iubești prea mult mâncarea, când de fapt în această relație eu consider că suntem mai degrabă toleranți și trecem cu vederea și o împodobim cu calități pe care nu le are. Dacă ar fi să mâncăm cu adevărat bun, bine, de calitate, nu cred că am avea nevoie de cantitate, numai că noi mâncăm mult și de proastă calitate și atunci am vrut să primesc și din partea ta sau să mă ajut să-mi spui cum este relația cu mâncarea din poziția unui consumator avizat, că știu că te preocupă subiectul și
ce numești tu sau ce consideri tu că ar fi mâncare valoroasă, de calitate, și cum faci tu alegerile? E complicat, tu știi cel mai bine. E complicat pentru că, așa cum vorbeam recent amândoi, de fapt nu prea știm ce mâncăm. Etichetele alea au multe pe ele. Eu, de exemplu, am început să le citesc și eu mai cu atenție. Recunosc că în tinerețe nu le citeam deloc, dar între timp am început să le citesc mai cu atenție. Nu că m-aș pricepe, dar încerc și eu să înțeleg. Sigur, când văd euri și mai nou văd că se folosesc și niște denumiri care evită, da, care evită euul ca să nu mai te sperie eurile. Deci, da? Chestia asta mie mi se pare că ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru cine chiar îi pasă. Pe de altă parte, sigur, dacă faci așa, nu mai mănânci nimic. Eu mi-amintesc, de exemplu, când am avut, înainte să slăbesc, eu am avut vreo 10 kg în plus, iar eu am slăbit dintr-o condiție medicală, nu pentru că mi-aș fi dorit. Dar ai slăbit cu un nutriționist sau pentru că te-ai oprit din mâncat? Nu, pur și simplu am slăbit pentru că am făcut, la un moment dat, de la o chestie, cel puțin asta este concluzia, deși pare imposibil să fie și adevărat, am mâncat o burrata cu roșii la un restaurant, la prânz, și seara deja am avut o, ceea ce am aflat ulterior, se numește criză de hiper-superaciditate. Adică când aciditatea din stomac ajunge... Da, nici eu n-am știut. Există, iată, vezi. Nici eu n-am știut. Când ajunge la un nivel atât de ridicat, încât organismul nu mai știe ce să facă, și de regulă o ia în sus. Chestia asta cu o ia în sus n-ar fi nimic rău, că, nu? Romanii o practicau absolut, cu știință, cu știință și cu, da, mâncau, se duceau, dădeau, iar mâncau, iar se duceau, adică era chiar și sănătos. Păi trebuia să vorbiți ca să poți să mănânci, nu? Exact. Că altfel nu mai era loc, da. Numai că ce am constatat eu, am constatat că mă ardea... Nu mai tolerai nimic. Mă ardea atât de tare pe esofag, încât nu... Ce era, l-a frica mâncării. Era ca și cum... Nu. S-a întâmplat în seara respectivă. Era ca și cum cineva îmi picura o picătură de acid pe mână. Da. Dar picătura chinezească. Arsura e teribilă și știe toată lumea care are gară scrită, exact, și ulcer. E ceva rău. Da, te ustură gâtul de atâta arsură. Asta e cumplit, adică asta e ceva dincolo... Așa mi-a spus doctorul ulterior, ce, păi nu, chiar așa a fost, era un acid foarte puternic. Acidul clorhidric din stomac, da. Care avea aciditatea mult mai mare decât o are în mod normal. Am înțeles. De aici și e chestia. Și atunci omul mi-a zis, domnule, e foarte simplu, nu trebuie să faci nimic, că am întrebat să iau, domnule, poți să iei ce medicamente, să-ți dau dacă vrei, dar ia și tu hârtiuța asta și vezi ce mănânci. Pentru că degeaba îți dau medicamente dacă tu vei mânca. Da, și vezi, într-un fel, vezi și ce-ți pică bine și ce-ți face aciditatea. Mă, frate, și am luat treaba asta, am citit-o. Bineînțeles că e șocant ce citești acolo pentru unul care mânca bine, da, și relaxat. Și Mihaela, atunci a început procesul în care am încercat să țin cont de ce mi-a zis omul, zice, dom'le, măcar o lună. Da. E un doctor care nici măcar nu-l cunosc. Ca să-ți fie mai ușor, să nu te mai doară. Dacă poți o lună jumătate, e spre binele tău, că atunci medicația își va face efectul și va rămâne în timp până la următoarea criză. Deci nu o să fie... Așa zice, dacă o luăm de la început, în două luni poți să vin înapoi. L-am întrebat dacă pot face ceva să evit asemenea crize. Mi-a spus că n-ai ce să faci. Deci astea n-ai cum să le primi. Asta e, da. Și atunci am descoperit, asta vreau să spun, că nu mai aveam ce să mănânc. Dau exemple la întâmplare, mi-amintesc. Nu ai voie să mănânci roșii nici măcar fierte. Da, nici măcar... Și nu e că nu ai voie, este mai simplu de atât. Îți vor face rău. Exact. Că tu ești liber să faci ce vrei, dar în momentul în care ai băgat o mână... Știi că e de o tristețe revoltătoare, mă duceam la restaurante, atât în România cât și în străinătate, că și atunci ca și acum mai umbru foarte mult cu treburile mele și... Dumnezeu, e de o tristețe revoltătoare să constați că, de fapt, repet, atunci eram foarte proaspăt cu toate în cap. Nu știu, când doare, te frică. Nu aveam ce să iau. Da. Dar n-aveam, dăm puțin apă, că asta sigur încă... Și apa câteodată face rău și este exact ceea ce am intuit și am spus corect, ai luat frica mâncării. Deci, teama ca să nu ne doară, să nu ne usture sau asta, adică când pleacă mâna cu mâncare spre gură, te gândești, bă, sigur vreau să fac asta pentru că o să doară. Aș spune, pe de altă parte, că este singurul lucru cu adevărat care funcționează când vine vorba de opritul din mâncat, mai mult decât abținerea și voința. Mihaela Bilic e pe frecvența gustului la Europa FM.
Asta e, că am promis în seara asta că nu vorbim despre mâncare și fix în asta m-am băgat, că nu-i așa știu. Lasă-mă pe mine să te întreb, că tot... Nu, eu prima, te rog. Vreau să mă liniștești, sper să-mi dai un răspuns pe care l-aștept. Mașina mea este pe motorină, are un motor mare, poluant, îngrozitor, ceva îngrozitor, da, eu sunt acest monstru al șoselelor și vreau să știu dacă suntem condamnați prin lege, prin, nu știu, prin evoluția firească a societății, să trecem cu toții la mașini electrice. Te rog să ai grijă ce-mi răspunzi. Păi, n-am ce să-ți răspund. Taman, eu trebuie să răspund la întrebarea asta. Da, nu știu, da, te rog, liniștește-mă și spune-mi că nu, nu-i deci, adevărat. Dragă Mihaela, poți să stai liniștită vreo 12-13 ani. Ok, am înțeles. Și apoi n-o să mai, am voie să merg cu ea sau n-o să se mai după fabrice? După care nu mai poți să stai așa de liniștită. Și oricum la mașina care o ai tu și dacă ține o minte bine și vechimea, oricum va trebui să se întâmple mai repede dispariția liniștii tale. Am înțeles. Și vei fi atât de neliniștită că o să vină și momentul când va trebui să faci pasul către o altă mașină și va veni momentul ăla în care vei fi atât de neliniștită încât o să-mi spui din mașinile astea electrice pe care o cumpăr. Ba da, am o să testat, vină moment. Am încercat, apropo de stimuli pentru simțuri. Stai. Că avem niște lucruri extreme și pe care le-am prezentat tuturor. Cine m-a întrebat, eu am argumente, niciodată nu spun așa la modul răzgâiat, nu-mi place și atât. Eu consider mașina, așa cum este și mâncarea, un stimul pentru simțuri, adică forța ei, felul în care o conduci, felul în care se comportă, senzațiile pe care ți le dă, felul în care simți volanul, nu știu, cum se întâmplă. Cine îi place să conducă știe despre ce vorbesc. Nu mai vorbesc de interiorul care îți place, muzica care îți place, drumurile, natura, adică reprezintă pentru mine un element care duce la un tip de experiență aparte. E, în momentul în care am testat mașini electrice, pe lângă, adică nu contest performanțele lor de viteză, de eu știu, tehnologia nu contest. Nu mai simt nimic. Deci este o chestiune extrem de interesantă din punct de vedere auditiv și din punct de vedere vibrație, nu mai simt. Și atunci m-a lăsat un gust amar cu o chestiune, adică poate că ar trebui din nou să mă repoziționez apropo de simțuri și să zic senzația pe care s-o aștept de la o mașină ar trebui să fie, nu știu, numai accelerația, frâna ca la o mașinuță de golf și atunci ea să reușească să mă satisfacă pe acest segment restrâns. Dar altfel am înțeles că sunt branduri de mașini care pun un zgomot aparte ca să poată să spăcălească auzul acolo unde motorul nu mai poate să facă așa ceva. Și atunci tipul ăsta de, nu știu, totul se duce într-un virtual în care noi mimăm lucrurile, da? Ecranele nu mai sunt alea frumoase, nu mai sunt, sunt toate proiectate pe un touchscreen, da? În momentul în care ai stins motorul, ai închis motorul, ai rămas cu un bord negru și cu un touchscreen și atunci toate aceste detalii, toată această, până la urmă, artă de a construi va fi dusă spre un minimalist care mie nu-mi place nici la mașini, nici la case, nici la haine, nici la nimic. Hai să nu ne alintăm. Ia să te iau eu pe tine că suntem amândoi trecuți pe-n viață. Așa. Cât de îndrăgostit erai tu de telefonul cu disc? Recunoaște. Ai fost îndrăgostit de telefonul. Mă, dar în continuare sunt îndrăgostită de la Nokia la cu butoane, știi? Bravo. Și o chestie faină. Ia uite-te ce ai pe masă. Da. Eu... E vreo problemă că ăla-i pe ăsta pe masă? Da, l-am și pe ăla, să știi. Păi bun, dar pe ăsta-l folosești. Și aici este exact ce ai spus tu. Între comoditate, funcționalitate... Ăsta e mersul istoric. Între comoditate, funcționalitate și cum ar veni plăcere, aici mi-e mie teamă că și la capitolul mașini, și la capitolul mâncare renunțăm la lucrurile astea care sunt un pic mai consistente și care sunt pentru simțuri și care te satisfac. La mâncare nu renunțăm noi. Ba da, și mâncarea. Dar de ce renunțăm noi? Nu, știi la ce renunțăm? Din comoditate. Ne convine să fie ambalată, ultraprocesată, semi-preparată. Mă, nu e adevărat. Delivery făcut acasă. Dar cui, Doamne iartă, mă-i place să fie ultraprocesată? Păi nu, e din comoditate, eu n-am zis că care ne place. Între știe. Măi, Mihaela, oamenii, eu, de exemplu, dacă mănânc ceva, de unde, Doamne iartă-mă, să știu că e ultraprocesată? Nici nu-mi dau seama. Știi cât de puțin că oameni... Că îmi păcălește gustul.
Nu, dar știi cât de puțin oameni mai gătesc în casă și mai fac lucrurile pornind de la ingrediente simple? De acord cu tine, dar asta e o chestie care vine cu noile generații care sunt fericite că sună la Glovo sau la, cum îi cheamă pe ăștia alții, ca să nu vorbesc să nu vorbești de mai mult, sună și zice, dom'le, gata, dăm și aduce ăla o porcărie și o mănâncă liniștit și e fericit sau fericită. El mănâncă fără, da, nici măcar nu se mai propune să mai simtă ceva în legătură cu mâncarea. Da, e bine că a mâncat ceva și atât, a bifat. Dacă plecăm de la ideea, uite, noi doi care suntem oameni cu școală și ne ducem să, dacă, tu te pricepi, dar eu nu mă pricep, dacă nu știu că gustul e păcălit. Da, gustul e păcălit într-un fel, cum să zic, gustul e ultimul care contează, dar în momentul în care tu vezi produsul ăla, că nu știu, că stă pe raft cu lunile, că la lista de ingrediente ai 30 de ingrediente, n-ai cum să te gândești că, vai de mine, asta e o chestiune bună și de calitate. Mihaela, deja ești intelectualul care vorbește despre nutriție. 99% dintre români, bagă-mă și pe mine în ciorba asta, nu știm lucrurile astea. Dar stai un pic, eu m-aș bucura că 99% dintre români care nu știu să mănânce ciorbă și tocăniță, dar știi că toată lumea fuge și de porc, și de ciorbă, și de tocăniță. E o chestiune care pare a fi depășită și de, de tristă amintire. De ce fuge? Probabil că e prăjeală și de aia, dar nu la, știu. La... De combinația carne porc... cu cartofi, suntem într-o chestiune din asta de... Mă, la porc nici eu nu dau năvală. Aici știu că nu, iarăși nu vorbim. Da, mie îmi place. Eu la par. Eu am alte animale care le iubesc și care le-aș mânca de cât ori aș putea. Sunt mare fan de struț, care este o mâncare, o carne. Și crește el în România? Sănătoasă. După știința mea, creștea. Nu cred că mai crește. Nu sunt de acord cu struțul. Iată cum am promis, nu voi fi de acord cu acest dar lucru, pentru struțul? Că nu avem noi bagajul genetic enzimatic necesar pentru carnea de struț. N-a fost în obiceiurile noastre culinare. Aia te înțeleg, dar eu mă simt foarte bine că mănânc. Eu n-am zis că nu te simți. Păi și atunci unde e partea? Unde e partea rea? Eu aș vrea să nu ne mai negăm lucrurile astea care țin de firescul alimentar de români și să nu fim, adică dacă mănânci struț din când în când am o problemă, dar faptul că nu mănânci porc mă întristează. Nu am spus că nu mănânc porc. Am spus că am mai rănit-o cu porcul. Ai mai rănit-o cu porcul și ai diversificat... Nu, dar am și canguru acum. Aș mânca ren în fiecare zi, dar din păcate... Stai că mă duc eu în Finlanda și o să mănânc. Dar să știi că nu e așa gustoasă. E ca și carnea noastră de căprior, renul. Renul? Extrem de slab. Nu s-a părut? De câte ori am fost în Finlanda, eu am mâncat cu mare plăcere. Da. De câte ori am fost în Finlanda, am adus în România carne de ren. Am un prieten care asta face, aduce cărnuri din astea mai speciale. Da. Și din păcate nu poate să aducă și ren, că m-a mai spus, dom'le, în afară nu de avem. Tine, nu găsim. Da? Ai cum, sigur. Companiile specializate aduc. Da. Dar din păcate nu avem consumatori în România. Public, mi-a spus de crocodil, la fel. Mi-a zis, dom'le, nu avem consumatori. Deci tu ești pe rafinament și pe lucruri. Mă uitam la cifre. De exemplu, struțul are 0, are cred că 1 sau 0,9 grăsime, sau 1 grăsime și vreo 0,6 saturate, grăsimi saturate. Canguru are 0,3% grăsimi saturate. Bănuiesc că nu minte literatura de specialitate. Nu, e foarte bine, dar știi, eu vin și nu sunt avocatul diavolului și zic, dar tot ce e bun e în grăsime, culmea. Enorm. Adică tot ce e bun, atenție, ca dacă și gust. Dacă ai colesterol ca noi doi, nu știu dacă e bine. Dar atenție, ca și gust. Deci culmea, grăsimea este cea care dă drumul aromei. De ce, că ea intensifică aroma. De ce carnea de vită marmorată este cea mai bună? Tot ce este împănat este gustos. Da, de acord cu tine. Și nu numai că spunem noi cu capul, dar se vede treaba că mai nou au fost descoperiți receptori pentru grăsimi, inclusiv în intestin, acolo unde noi știam că receptorii de gust sunt doar la nivelul papilelor, limbii și obrajilor. Adică și intestinul se bucură și el, are și el o emoție. Știi că se spune alimentele astea, comfort food-ul, fie trebuie să fie, care îți fac bine și îți dau plăcere, trebuie să fie dulce sau sărat, dulce, sărat și gras. Adică exact restricțiile alea de ni le dau nutriționiștii să reducem cantitatea. Adică tu. Eu nu zic asta. Eu sunt oaia neagră. Și în acest context a văzut că dacă îi dai culmea, nu gurii, că aici putem să o mai păcălim și capul, dar stomacului și intestinului, lucruri care sunt dietetice, nu se produce nicio satisfacție. În schimb, când vine grăsimea, lucrurile se schimbă, adică e o chestiune inclusiv hormonală, știi? Dar de unde știi tu că se bucură și dă din coadă intestinul tău? Că eu asta chiar nu știu. N-am spus. Întreb, cum știi că el e fericit? Dincolo de individ, eu încerc să prezint Mihaela, normalitatea la nivel de specie. Individ,
la nivel de specie, poate să înțeleagă, e ceva nou pentru mine. Uh-huh. Cum știu eu la nivel de individ că ne place. Intestinul meu e ok? Nu. Uite, îți dau exemplu apropo de... nu de intestin că e ok. Apropo de nu, instinct... e ok în sensul că e fericit cu ce am dat. Apropo de instinct, noi suntem construiți să vrem tot ce e gras, dulce și... cum ar veni, consistent hrănitor. Și asta vezi instinctiv la un copil care este mic, sub 5 ani și care nu știe să aleagă pe criterii raționale sau nutriționale și căruia îi ofer un cartof prăjit sau un cartof fiert. Și el automat va alege cartoful prăjit. El nu știe că la conține okay. o lingură de ulei în plus, care are, vezi, doamne, 100 de calorii și că un cartof prăjit... Aș fi și surprins să știe la 5 nu, ani... Nu, în sensul că, din punctul de vedere al nutriției, vezi, doamne, aia e un lucru rău că avem prea multe calorii. Ei bine, instinctul nostru și natura ne-a făcut să știm, dincolo de sfaturile specialiștilor, că noi avem nevoie de grăsime și de făină să creștem. Și că din frunze și din iarbă nu putem crește și din cauza asta nici nu există apetit spontan pentru legume la mulți dintre copii, pentru că inclusiv culoarea verde e ceva care nu ne trebuie în ochii noștri de oameni. Adică mai degrabă... Dar mie îmi trebuie culoarea ești, verde. Păi acum că ești adult, de la copil, este albul, pentru că albul înseamnă pâine, lapte, lucrurile care sunt necesare creșterii. Și atunci, ăsta este tipul meu de mesaj pe care vreau să-l prezint ascultătorilor și, în general, românilor. Trebuie să ținem cont de felul în care ne-a construit natura. Și dacă noi nu suntem în armonie și în înțelegere cu corpul nostru și îl certăm sau îl învinovățim că, iată, iar ai mâncat gras, iar ai mâncat dulce, nu trebuia să faci asta, eu vă spun că e normal să fie așa, că ne place și ce e gras și ce e dulce. Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM. Fac ce fac și tot la mâncare. Uite, acum iarăși tac și te întreb pe tine despre mașini, că nu m-ai lămurit. Deci, e clar, n-o să pot să merg cu motorină, da, cu motorină toată viața. A fost foarte simpatic Alain Delon într-un interviu și a spus, el și-a construit o fermă undeva în Franța, pe o suprafață mare unde are foarte mulți câini și spune, n-am nevoie de musafiri neanunțați. Mie îmi plac mai mult câinii decât oamenii. Niște declarații bine, șocante. Da, el a luat o razna. Da, exact. Dar a fost simpatic când a spus, vremurile... Da, așa este. Da, vremurile care vin nu-mi plac și l-a spus frumos, mă bucur că am prins vremuri în care viața era altfel. Adică viitorul sună bine din punct de vedere auto. Unii ar spune că e un neadaptat la bătrânețe. Bun, sigur, nu e el... Da, deci, să lămurim lucrurile. Dieselul dispare. Uh-huh. Și oricine se agață de diesel e problema lui. Uh-huh. De-aia eu când aud tot felul de oameni spunând, domne, știi că la mâna a doua să cumpără diesel, domne, sigur, să cumpere diesel, că nu-s banii mei. Dar dacă cineva, dacă aș fi și eu medic deștept ca tine și aș face audiențe să iau bani pe chestia asta ca să fac și eu un venit la familie, eu mi-aș permite să le spun, mă frate, scoateți din cap dieselul cât mai ai timp. Pentru că la un moment dat tu iei o mașină, dai niște bani și te vei trezi cu problema numărul 1, că după o perioadă când vrei să o vinzi, nu mai e nici un praz de gerat. Bun, dar până o vinzi... Mai bine te gândești. Păi nu, păi când... Eu altfel te întreb, poate, sau există sistemul care să permită aceste alimentări electrice la nivel... Iar o luăm. La nivel mare? Nu mai pot. Nu acum, peste 10 ani, adică o să fie ușor să poți să-ți alimentezi mașina... Mihaela, dacă omenirea, Europa... O să încerci, măcar o să încerce, peste 10 ani tu o să fii șocată să vezi cât de ușor este să se alimentezi am cu mașina înțeles. Tele. Deci se va face toată infrastructura nu, necesară frate, ca lucrul ăsta să... Discuția asta pe care o aud la câte unii, pentru mine este noaptea minții, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar e noaptea înțeles. Minții. Da, da. Deci, dumne, dacă acum ar fi toate electrice, am s-ar putea. Duce dracu toată rețeaua. Hello! Vă știți câte mașini electrice sunt acum, în România? Nu! Uh-huh. Hello! Știți că nu sunt nici măcar 100.000? A, nu, nu! Știți câte s-au vândut anul trecut? Nu! Dar știți câte s-au pus pe drumul în București? Nu! Păi și atunci ce vorbiți, mă, băieți, dacă nu știți nimic? Păi nu, domne, în principiu ar trebui să fie așa. Deci, dacă lăsăm la o parte, în principiu trebuie să fie rău, vom constata că lucrurile nu sunt complicate. Să dăm niște cifre așa la întâmplare. Am văzut chiar un studiu anul trecut făcut de Comisia Europeană ca să ajungem pe unde ne trebuie în următorii, până în 2030, câți bani ne trebuie pentru stații, câte mii de stații trebuie construite, ce trebuie, să zic că toată Europa e în urmă, nici România nu e
deloc în față, dar apropo de statistici astea care ne place să le tot discutăm noi așa și să ne enervăm, România, culmea, nu e în ultimele 5, apropo de stați. Deci suntem divers. Și noi cu ei acolo. Nu, că la electrificare suntem în primii 3 din Europa, adică la electrificare românii, cu românii din România fac treabă spectaculoasă. Asta spre disperarea ta, care crezi că n-ai nicio șansă, că nu, nu, lucrurile merg într-o direcție... Nu, la capitol, când spui electrificare, mi-aduc aminte de tata, Dumnezeu să-l ierte. Eu am avut o relație specială cu el și cred că de atunci, din copilărie, îmi place mult șantierul. El era inginer electronist și făcea electrificări de căi ferate. Și la capitolul electrificare mi-ar plăcea, apropo de transport în România, mi-ar plăcea să avem și noi trenuri. Să avem exact, niște trenuri. Pe cuvânt. Da, deci, nu-i la mine. Știu că nu e, dar păcate. Doar ne manifestăm, cum să zic, amândoi așa, un fel de speranță iluzorie, că în continuare drumul București-Brașov e mai bine cu să trenul. Să spun cifra, că e o cifră magică. Uh-huh. Știi cât costă pe an toată Europa să o electrifice, să pui stațiile conform unui program bine gândit? 1 miliarde. Deci este 1 miliarde pentru Europa este peanuts. Da. Vrei să spun câți bani a cheltuit Europa pentru cu Pfizer? Cât a cheltuit Europa cu vaccinul? Că ne apucăm și ne enervăm amândoi. Ajungem la un lucru care, din nou... Hai să ne facem bine. Și eu sunt supărată pe industria farma, nu pentru faptul că face medicamente. Ei, sunt băieți decepți că își fac miliarde. Eu sunt supărată pe ei că nu ne fac un produs care să-i ajute pe oameni în abținerea de la mâncare, acolo unde avem tratament pentru cele mai ciudate și mai grave boli. Nu cred că dacă s-ar vrea, oamenii n-ar putea fi opriți printr-o pilulă să aibă un pic de detașare pentru mâncare și pentru cantitate. Mi se pare că, din contră, suntem îndemnați să mâncăm. Un consumator care este îndopat, îmbuibat, sătul și letargic, mi se pare că e mai ușor de manipulat și plus de asta, culmea, obezitatea a ajuns... Obezitatea și cu mâncarea împreună să facă niște cifre spectaculoase la nivel de încasări, vânzări, de la medicină până la tot ce înseamnă, eu știu, estetică, industrie, de haine, totul merge foarte bine când noi avem probleme cu mâncarea. Și atunci iarăși mă întorc la mâncare și te întreb ce alte lucruri neștiute de ascultătorii noștri, ce alte specialități mai ai tu când vine vorba de domeniul culinar, că știu că te pricep nu doar la mâncare, dar și la vin și la cafea și la alte lucruri care fac viața plăcută. Să știi că am condus-o, asta e o chestie care n-am spus-o niciodată, că mă rog, nu, noi ne ocupăm de mașini, dar eu am condus-o un colectiv care a scris o enciclopedie despre whisky, whisky scoțian, The Scotch Whisky Bible, se cheamă Scotch Emporium, e scris de mine împreună cu un colectiv de colegi. Așa că am multe, iar, by the way, cuvântul înainte la această carte este scris de regele Scoției. De fapt, în limbaj oficial este The Ruler of Scotland, pentru că ei nu mai au voie să aibă un rege sau regină, ducele de Argyll, care este și membru la mine în clubul de onoare al clubului Caesar. O altă chestie care am făcut-o eu în România. Sunt mulți care știu ce e clubul Caesar. Și în cartea aia el a fost de acord să facă acest cuvânt înainte, în condițiile în care el e protectorul industriei scoțiene de whisky, care e una din cele mai importante din tot ce există în Scoția, alături de, by the way, de Somonul Bio, îmi pare. Da, ajungem și la el. Ajungem și la Somonul Bio. Da, și, într-adevăr, am făcut și Academia de Cafea din Trieste, cu vinul am făcut și serii limitate de vinuri cu tot felul de oameni, știu și secretele vinurilor și poate... Și adevărat că putem lua resveratrol și din suplimente sau doar din vin? Nu mă pricep atât de bine asta. Care vin? Asta tu trebuie care ce spui, culoare? Ce culoare de vin asta să fie? Să-mi spui dacă tu. E vin. Mă, eu am personal favorizat mulți ani vinul roșu, că... Și medicii spun că e de bine, da. Da, trebuie să recunosc că în ultimii, nu știu, 5-6 ani am descoperit cu plăcere vinul roze. De altfel, toată lumea a descoperit cu plăcere vinul roze. Dacă e proaspăt în vine, și aici sunt niște lucruri de discutat, este un vin spectaculos care merge destul de și universal ușor, așa, și merge de vară, și dacă e și vară, cu multă nu te mai saturi de el. Exact. Și nu recunosc că și vinul alb, dacă e bun, da. Nu vreau să intrăm acum în discuția asta, că e lungă, atunci poate altă dată. Atunci spunem dacă știi ceva. Dar vezi că vreau să te întreb și eu ceva. Așa, că n-ai mai apucat, te rog. Păi te rog frumos, lasă-mă. De să mă nu viu, hai, întreabă. I-am promis soției mele că te întreb ceva și nu vreau să uit.
Cum e cu termenul de valabilitate la produse? Înțeleg că tu spui că și dacă trece termenul de valabilitate, mâncați, fraților, că nu e nicio problemă. Liniștiți. Mă, depinde totuși, de produs. Te rog, fii un specialist în domeniu. Da, categoric. Dar de ce se pune termen de valabilitate dacă nu e nevoie de el? Nu știu dacă neapărat nu e nevoie. Din păcate, evoluția noastră, inclusiv alimentară, cu toate această dorință de a crește și durata medie de viață și siguranța și dacă am putea să eradicăm bolile, deci este un idealism. Asta nu e rău. Da, dar nici... Și e rău să nu fii bolnav. Nu e rău, dar lucrurile merg în extrem. Adică nu putem, mâncarea nu trebuie să fie sterilă. Știi că sunt deja acum unii bucătari care pun mănuși, să nu cumva să atingă mâncarea. COVID-ul a venit și ne-a isterizat pe toți din punct de vedere igienă. Noi ceea ce nu realizăm este că mâncarea noastră este vie. Apa noastră este vie. În momentul în care este steril, adică dezinfectat și mort, nu mai are niciun microorganism, lucrul ăla n-are de ce să strebuiască. Ce demonstrează un aliment care se strică? Na, ca să vorbim așa pe înțelesul. Că acolo există un proces de fermentație. Există o multiplicare de culturi, microbiene, ce mai fi. De la fermentația asta. În momentul, nu toate bacteriile acelea, și atenție, noi uităm întotdeauna că microbiota noastră intestinală, deci noi coabităm cu 2 kg, la o persoană de 60 de kg, din greutatea ei pe cântar, 2 kg sunt doar... Ei, tu ai 50, de unde știi? Na. Eu am 1,5, da? De avem acești microbi, nici nu știu cum să le spun, această microbiotă care trăiește în interiorul nostru, pe pielea noastră, de ce este în noi, da? Suntem colocatari. 2 kg din 60. Deci este năucitor. Adică și înăuntru și pe piele, peste tot. Și atunci dacă noi realizăm că avem de 10 ori mai mulți, na, îi numesc microbi, adică pe organism decât paraziți. Celule, exact, care ne parazitează în sensul bun, atunci ne dăm seama că nici mâncarea noastră nu trebuie să fie sterilizată și pusă la etuvă și făcută moartă. În momentul în care a apărut acest termen de garanție și de foarte multe ori, pe unele ambalaje vedeți două lucruri. A se consuma de preferință înainte de. Și aceea este o recomandare ca din punct de vedere gustativ sau, mă rog, organoleptic, experiența să fie desăvârșită, deci produsul respectiv să fie la cea mai înaltă calitate a lui, iar apoi termenul de garanție este o chestiune de valabilitate, este o chestiune separată, care el, producătorul, spune că, după această perioadă eu nu mai sunt responsabil. Partea asta cu responsabilitatea trebuie un pic lămurită. Noi, ca și consumatori, dacă n-am avea în industria alimentară, crezi că noi n-am ști, apropo de simțurile noastre, pe care, atenție, nu le mai folosim, da? N-am ști dacă mirosim, că un lucru nu miroase apetisant, că e o chestiune care nu-ți place. Și culmea, și în fază ulterioară, dacă să spunem din întâmplare, că poate să fie un lucru perfect în termenul de garanție, tu să te fi plimbat în portbagajul mașinii cu el pe căldură, dintr-un punct în altul al Bucureștiului, și el, din cauza căldurii, să se fi stricat. Dacă tu l-ai mâncat, ce poate să-ți producă un lucru care are o încărcătură, iată, bacteriană, care nu e ok? Cel mult o tose infecție alimentară. Deci, atenție, mâncarea nu ne omoară, da? Un preparat stricat nu ne produce atac cerebral și am căzut lați. Și atunci ce poți să faci? O toxinfecție alimentară, o diaree, o greață, o vomă, ceva. Atenție, organismul știe să facă față la lucrurile astea, da? Deci nu este dramatic, nu este breaking news, nu dăm la știri că ce s-a întâmplat. În momentul în care însă tu te uiți la termenul de garanție și arunci lucrurile astea, și aici mă refer mai ales la produsele lactate, care pe măsură ce se învechesc, ele devin mai bune. Eu mi-au brânza de burduf cu condiția tare, să fie păstrate în condiții. Nu, ca să fie acru. Că dacă e lapte dulce, absolut, nu e lipădos. Da, nu. Despre asta e. Dacă el n-ar fi pasteurizat, s-ar putea prinde cum se prindea la țară. Corect. La bunica, da? Da, da, da? Și atunci, brânza care e mucegăită, n-are nicio problemă. Ca dovadă. Atenție, zahărul, dacă ați văzut, zahărul, mierea, uleiul, făina, toate au termene de garanție din ce în ce mai scurte. De ce, dragii mei? Nu neapărat pentru că se strică. Că și bunica avea făină cu moli și o cernea și o folosea, da? Ei au nevoie ca noi să aruncăm și să cumpărăm altele. Aia e clar. Aici vreau. Aia este de consum. Da? Dar aici nu mă refer, atenție, la produsele din carne, care în momentul în care este stricat, nici nu poți să-l mănânci, da? Deci acolo exclus. La conservele care sunt bombate, n-ai cum să mai faci chestiunea la pește, asta. La deci ouă. Am nevoie
nevoie de oameni care să fie un pic mai prezenți în tot ce înseamnă responsabilitatea alimentară și să spună, bă, e stricată, atenție, ciocolata, culmea, chiar dacă s-a albit, înseamnă că a ieșit untul de cacao din ea, ea nu este stricată. Și 2 ani de zile după ce a expirat poate fi. Și în cel mai rău e caz... E doar un pic rânced. Da, dacă are gust de rânced, nu stai seama că nu mai e bună și o arunci tu, dar nu pentru că era expirată și nici nu ai mai gustat-o. Aș vrea un pic ca să nu ne mai fie atât de teamă de mâncarea, între ghilimele, fermentată, pentru că acolo, în fermentat, varză murată, tot ce înseamnă fermentat, înseamnă plin de... Avem, sunt produse probiotice, da? Și avem nevoie de animăluțele alea. Sunt da? Produse biotice. Uite că se termină emisiunea și nu mai am timp să vorbesc despre somon. Spune-mi tu. Păi ce să-ți mai de spun? Ce vrei somon bio? Pentru că, iarăși, mai vorbim, ne mai întâlnim, ne mai împrietenim, pentru că să mai vorbim, cred că avem un minut. Dar într-un minut nu avem ce să vorbim. Oricum, eu cred că în Scoția somonul bio e o chestie serioasă. Din câte am văzut, că am fost în Scoția de multe ori și am văzut, așa că am credința că e ce trebuie, dar asta trebuie să o discutăm poate altă dată. Și eu poate îmi doresc foarte mult, Mihaela, nu știu când, dar să vorbim și despre vicii, că este alt subiect care nouă ne place. Și din nou să fie cafea, șoc și groază. Cafea, alcool, că... țigări, da? Începem cu asta, interzise de ce ne-am dat. Da. Okay. Iar o să fie șoc și groază, oameni buni, dacă ajungem, nu știu când, dar dacă ajungem, o să fiți șocați să descoperiți ce gândesc eu și ce gândește Mihaela. Oricum e pădos la ceea ce vă așteptați. Păi na, și pentru că eu am ultimul cuvânt, că ești la mine în emisiune invitat, o să zic, dragii mei, că până mâncăm somonul bio din țările nordice, e sănătos să mâncăm pește măcar o dată pe săptămână, iar de două ori este ideal, chiar dacă este nebio. Și chiar dacă Mihaela nu face asta. Și chiar dacă eu nu fac asta, încă sunt în luptă cu mine, nici măcar o dată pe săptămână nu mănânc pește, deci da, nu faceți ca mine, ci faceți cum spun eu. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și ne auzim. Și eu Mihaela, a fost o mare plăcere și îți mulțumesc de invitație. Mulțumesc mult și ne auzim din nou vinerea viitoare pe Frecvența Gustului. Mihaela Bilic e pe Frecvența Gustului la Europa FM.